Salutare, dragi prieteni, scuzați că astăzi n-am avut timp să fac niciun Insta Story, dar am avut o ședință de 2 ore și jumătate. Ceea ce pot să vă zic, pe 1 iunie la Port Mall o să fie poveste, o să fie magie, o să fie spectacol, o să fie... Deci din ceea ce pot să vă zic despre evenimentul de pe 1 iunie, Willy Wonka, adică eu, o să zbor deasupra Port Mall-ului cu 400 de baloane. Doamne ferește, dacă chic, măcar aș fiți martor, știi? Zice, blin, am fost la tragedia, serii, că eu tot rând jos. Dar nu, totul o să fie foarte securizat, o să fie ceva, poveste, spectacol. Deci, pe lângă faptul că o să avem cea mai mare ciocolată din țară. Și apropo, astăzi în vizită la mine este Vicusi, că avem tare mult de filmat astăzi, pentru că mulți din voi mă întrebați, Emilian, și ne-a făcut asta și ne-a făcut asta. Noi filmăm, montăm, iar luni o să punem pe reperii toți care au lucrat la acest minunat proiect, Avec le My House. Nici să mă îmbrac într-o rochie și am așa. Am uite, ferească Dumnezeu, încă n-am terminat de filmat toată casa, au rămas vii ca să mai filmez, e bucăța aparte, că n-am mai reușit, nu mai pot. Mă duc o fug la țară să o văd pe mama că a venit acasă de la odihnă. Oh. Și vă uitați-vă cât de frumos și ziua se vede cum cade jos de acolo. Vedeți? Apuitați-vă, mumseta mea. Eu tare sper ca mami să nu fie agresivă, că eu nu vreau să-i fac nimic rău. Ia uitați-vă, are șase puișori mititei de lebăduțe și ne acolo frumoși. Nu fac nimic, nu te teme. Și ne acolo, tu la mama lor, nu te teme, nu fac nimic. Tata stă și scaldă, dar mama păzește, da? Nu te teme, nu fac nimic. E frumuseț, tu la mama, eu. Bine, ăsta-i papino. Da, e ca mama deja e acolo cu copilașii. Dar eu le cunosc pe aceste două lebedi de ani întregi. Na, mănâncă, na. Să nu zici că-s rău. A? Căsuța mea frumoasă. Dar tu ce faci, măi, aici? E purici. Și au și viteza aia. Ia uitați. Anastasia Antoana? Da. Tata Joja? Hristos a înviat! Și fac fietele odihnitele! Ia, tata Joja, hopa! Dar nu te filmezi, Doamne! Ie. Ia uitați cum e și gazonul și aici! Gata, vă dau drumul când am gazonul, oleu, vin. Ia uitați-vă, magnolia asta, anul ăsta, deja de 2 ori, înflorit, uitați-vă și frumos. Ia ca și trapinăcica noastră, uitați-vă și frumos, e și gazonul și aici deja. Anul ăsta am pus copaci ăștia pitiși. Uitați-vă, măi, și pierzi că avem noi, și răpăniți. Am închis iepurașul. Cum s-a odihnit fata? Adevărul spune. Foarte bine. Eu am avut în vedere, ți-am spus că ne-a dat și apă. Uh-huh. Apa și e conține 17 elemente chimice din tablița lui Mendeleev. Opa, și te-a făcut fată mare. Da, și eu mi-am adus și acasă. Serios, luat și acasă? Mi s-a spus că 3 zile cu spate de băut și acasă. Bravo. Foarte bine. Mulțumesc. S-a fost doar de casă? Ba da, prosi, da. Da, până, Doamne, uitați-vă, florișele, le-am adus și aici. Și frumușel pistități, și licanaș. Cânișorii zburdă, că mitei n-au zburdat deloc. Și iată, uitați-vă, bazinașul nostru e curat și apa este foarte caldă, că se încălzea, știi? N-am timp să mă spăl, nici ceva strașnă. Și de frumii, mi-a fost doar de casă de când n-am fost. Florișele spus aici, trandafirii au înflorit. Cine acolo, frumușeii mei? 12, asta e mamă adoptivă, pități 12 și eu prinit la eproașele care... Și neacolo, tu ești și mie brava mamașă, tu ești fix cu ca mama mea, da? Bravo! Dar tu ești frumușel, tu ești amnii lui Moș Fasole. Și la casa babii deja au început să se coacă cireșele. Avem 2 copaci, ăsta e mai târziu, ăsta e mai devreme. Uitați!
uitați. Ia uitați-vă la dânsile. Odihnite, dar mă altfel, așa mai vreți, vă mai duc? Da, la mare, dar mă... Mendeleev, așa bravo. Dar la mare? Da, la mare. Vreți la mare? Unde la mare vreți? În Turcia am fost, de-am ne ducem în... Unde? Bali. Ia frate. Dar în Bali trebuie să zbori 14 ceasuri. Nu, că le-am promis că nu știu când o să mergem toată familia pe o lună în Bali, la iarnă. Oh, de acord? Oh, pe o lună, tot Lumpățăilor frumușe, Excelens, lux! Cine are așa trandafir acasă, bine, cine nu are să-și cumpere. Și avem și aici cectăise, ăștia care sunt pe picior. Uitați-vă cum de frumos înfloriesc. Flori peste tot. Aceste floricele care miroase tare frumos, apropo, le-au adus în Nanina, când au fost, eu nu știu unde, pe munți. Și ia uitați-le și frumușele. Așa de multe flori au florit, dar unde bagi ei? Au început să înflorească trandafirașii noștri frumoși, tare mulți, toate culorile de fața pământului. A ăștia burduhușăi, iau și acolo, și acolo. A ăștia pitiși, iriș, mai scurt, flori peste flori, inima mea e Moldova. Și ăsta este trandafirul meu preferat. Uitați-vă cât e de simpatiule. La negureni a înflorit tâiul pe care l-am pus 2 ani în urmă. Și-i frumos. După că o filmez cu Shakira și cu tine. Bună ziua, Hristos a înviat. Nu te văd, Liuda, ce ca mea. Salut, așa... oameni, te iubesc, fata. Serios, de fiecare dat. Ești de sat, doamne ferești. Trimite-i v-am pulpă. Mai dum, dă-stea cu prins. Atent, atent, că voi. Bună seara, oameni buni. Mă numesc Lilia acum. Lilia Pavlovna, după. Lilia Pavlovna, vecina Milian Crețu. Și nu mă iubești, mă? Nu zic prostii, nu. Dar nu prostii. Ăștia de tot de satul negru, ai vede pe mine de tot. Mi-ai dat covor, cos că m-a ajuns, că ne-ai făcut gard, ne-ai făcut, dar spune tu la nume. Dar tu bucuri că am făcut și gard, dar măi asta... Dar nu ne-ai dat, nu e că lică. Da, faci tu. Și zic, așa și atât mă spune că tot tu ne-ai dat, dacă nu ne-ai dat, eu mă foarte bine am făcut. Amar la tine. Da, ce să vă zic, oameni buni, pot să vă zic un singur lucru. Eu sunt de părerea că până o să ajungem noi în raiul și ala care poate există sau poate nu există, eu cred că fiecare din noi poate să-și facă propriul lui rai. Uitați-vă cum arată căsuța mea. Eu ador vara când e plin cu flori, e plin cu verdeață. Și când vorbim și de un apus de soare senzațional, apă e vorba și ea chică pisica în coadă. A? A? Fa, Lili, fa! Ia vine cu așa la mine! Opa! Și avem la desert? Brânză de șim? De care? De care oaie? De satul Mirien. Tata! Hai, toarnă și Coca-Cola. Hai să bem Coca-Cola. Coca-Cola, da, luță de la mătaie. Dar nu, doamne ferești, că așa ceva nu se poate. Asta e păcat. Hai, lasă-ți, vă rog eu. Și scrie... Doamne, ne-ai dat un pahar așa de frumos. Și scrie acolo. Pentru succes în viață, pentru Licăl Valică. Hai, pentru succes în viață, cu mâna dreaptă. Hai, sănătate, bucurie, overlord. Și acel moment când eu îmi dau seama că eu gen mă ating în viața și el altul a fost doctor veterinar, tot mă uitam pe la mâț și-l văd pe Gigel cu gura căscat și s-a levat, zic, ceva se întâmplă. Și domnul Eugen zice, dar are o sângură de mai mult timp. Și face, fădâși! Și zice, bravo! Dacă aveți probleme ceva cu animalele, apelați la mine și o să apelez la Eugen și Eugen îți va ajute. Și acum ce să vă zic, mi-am umplut inima de bucurie, bateriile sunt încărcate la 100, un pahar de vin cu vecina Lilia, toți florile pupate, gingășete, mângâiete, toți iepurii, pui, câinii, mama, mătușa și zice, m-am încărcat adec, mă duc și răstor muntele dacă trebuie. Încă o dată, davai. Cum mă cheam pe mine? Nana Crețcu. Emilian cum? Crețcu. Crețcu, bravo. Eu sunt și el mai cum? Tenis. Bravo, yes. Welcome. Așa, uitați-vă că și-o venit la casă nouă. Zii.
Nu-ți mai spui lumea că ai păr în azi, dă-ți scut și eticheta să vadă cât costă. Mulțumim. De azi mai îndoiți ai păr în gata, de azi înainte, Olea, au avut grijă că eu să mai am păr în azi, bă, dă proaste. Și bună dimineața, s-a trezit Dulceața, cafeluța cu mâna dreaptă, 7 la număr. Am acolo niște oameni, băieții de la Premier Energy, vin și curăță copaci să-mi duc pe linii și eu mă duc, zic, băieți, o cafea? Da, cu mâna dreaptă. Și deam? Cafeaua să bea cu mâna? Stângă. Și mănânci la cuși, sigur ești dreapta, n-a ies cafeaua, nu bari cap. La mine doi stric n-au lumină și facem cu dâns. Îi dăm jos sau? Îi dăm jos și punem alții. Ia ca așa. Ia, vezi, de dimineșoară, tac, 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 tac. Aici e zahărul. Păi acolo și mesteci, baci băiatul și ai mestecat de pe jos. Și până dimineața s-a trezit Dulceața, greu, dar m-am trezit. Și vreau să vă zic un singur lucru. Ferici de omul care are aceste trei produse acasă. Primul, unul, este șambonul, este balzamul și este spray-ul. Uitați-vă la părul meu cum se aranjează. Fără fixativ, crește câte să-l tund iarăși și nu cade. Iată, Zioara Cosmetic, thank you, kiss, love to you, este unisexualne, adică puteți să vă spalați și fetițele și garofițele chiar și eu. Și știți foarte bine că anul acesta echipa Viorica Cosmetic fac 35 de ani de când sunt pe piața din Republica Moldova și tot timpul au promovat frumusețea naturală a femeii. Și cu această ocazie, anul ăsta a făcut și un spot super mega frumos și interesant și cât este de important pentru o femeie și frumoasă natural. Pentru că frumusețea de la natură nu o poți schimba cu nimic cât n-am încercat noi. Primesc un mesaj de genul, și Emilian, tu chiar le-ai dus cafea? Dar ce am făcut? Ceva a ieșit din comun sau care idee? Eu tot timpul, indiferent că îi cunosc, că nu îi cunosc, mai ales dacă cumva sunt preajma casei mele, fac ceva, eu tot timpul ies, mă salut, bună ziua și jinul le-am propus că e pe dimineață, nici prosecco, deși prosecco trebuie. Zic o cafea, băieți, și băieți și lați mai de sus, că ai la fel o curățenie în altă parte. N-ai cum altfel, că-s mahal la mine, cum să nu propun o cafea? Nu știu, asta e rău. Eugen, e ca ție nu-ți propun cafea. Ți-ți propun apă mineral, dar tu nu vrei. Mă înțeles ca și cum eu, Marley Emilian, cum de-am îndrăznit să mă... Vă rog, dați-vă două palme dimineață, că vă mănânc amurtă cat, vorba și aia. Și-o costat asta, și-o fost asta, că nu știu. Băieții, au fost, au tăiat copășii, să nu-ți duc la el, zic, băi băieți, o cafeluță, o chelemă de viață. Indiferent. Vă rog eu frumos, știți ce? Eu azi am filmări la puterea dansului, eu azi mă duc la Cricova, că-i ziua Cricova, Alina Stoianov, tu mine mă chem la Cricova, la hram să mă îmbeț. Vine-mi doar la ora 4, eu nu întârzi. Și tocmai am fost sunat de pe un număr din Suedia, nu s-auzea și imediat număr din Budapesta, m-a sunat o doamnă foarte drăguță. Alo, zdravstvuie, domnul Emilian, că eu nu înțelege, numele ăsta e de bărbat sau de femeie, nevajna. Văd pe povedul zaiavchi, vă găvăriți în ruscă, îmi zic, găvăriu, o cine glubocă. Și zice că vă napisali zaiav cu procente la banc cu cardul și au avut femeie și e noroc. Că eram în poșta Moldovei și n-am putut să zic multe, dar oricum Edith, s-o auzit pe tot sala, s-o uit la mine, o doamnă, știi, așa trebuie, că idioții prostesc cu oamenii, așa că dacă vă sună vreun număr suspect cu zaiavșii de prin Suedia, Bulgaria, Ungaria, deodată, Ой, как хорошо скушавались. Дорогие криковяны, дорогие краковяны, криковень. Eu, adică Dora, o să evalueze pe scena din Cricova cu ocazia hramului la ora 16:00. La 16 și mai târziu n-am să fiu pentru că am filmări la puterea dansului. Vă aștept pe tăți. Am să vă dau și o veste bună și vă chis și vă lăv și ia, și ok. Acest mesaj este pentru toate persoanele care au o mașină de vânzare și vor să o vândă cât mai repede. Echipa Autoboss, pe lângă mașinile pe care le au de vânzare, pot să ia și mașina ta și să o vândă ei într-un timp scurt. În cazul în care n-au reușit să o vândă cuiva, atunci o cumpără ei. Așa că mai multe informații la Autoboss și aici și frumos! Iar pentru persoanele care vor să procure o mașină la mâna a doua, să știți că la echipa Autoboss au o gamă largă de mașini, pe orice culoare, pe orice model și pentru orice buzunar. Ia ca 4x4, 5x5, 8x8, 69x69, de care vreți de ce i-a luat.
dragi prieteni, această vilă superbă care are o terasă extraordinar de frumoasă, are acolo încă o terasă cu priveliștea spre pădure, se dă închirie pentru 12 sau 24 de ore sau o zi, două, chiar și toată viața. S-ar da, dar nu se dă. Pe lângă aceasta are un bazin super mega mare și frumos. Are un beci extraordinar de frumos. Are și aici un foișor unde și focul de sus, focul hari că o să curgă în jos. Așa că, dacă veniți în această perioadă acasă, Republica Moldova, și doriți o zonă mai intimă pentru familia voastră, pentru mai multă informație, sunați pe numărul afișat pe ecran. O să vă arăt acum și beciul, chiar și dormitoarele. Cât la număr? 5. 5! Această mașină este de o vârstă cu mâca lui străbunelul meu, Dumnezeu s-o iert. Uitați-vă ce este aici frumos. Este și saună, și jacuzzi, bazinul, avem foișorul ăsta, avem acolo. Și beciul este senzație, dați-vă la arăt, pentru cei care le este dor de un beci frumos, extraordinar. Iată-l, uitați-vă aici. Tot poate fi la dispoziție, un cap de porc, dacă vreți. Și ia, cacaie sată, zmeurată, vișenată, ulată, afinată. Pac, pac, pac. Inclusiv puteți să faceți și frigărui în beci. Iată, și pe interior este foarte minimalist, foarte curat, frumos. Ia că uitați-vă. Știu că vara o să vină mulți acasă și o să vrei undeva sunt ghiniș frumos. Și pe aici este ieșirea la terasa, care este fantasmagorică. Și acolo este pădurea, salcâmii deja s-au scuturat, dar înflorește teiul. Cricova, așteptați-mă că eu alerg, vin la voi, ajung fix la ora 4. Trebuie de rec! Băi, dacă sunt frumoase, am fost frumoase. Pe cât e frumoase, pe atât de virgină. Numai că nu știu unde, cred că în ciup, că în altă parte n-am. Așa, și să-i faci, o femeie frumoasă n-are cum altfel decât așa. Au și reducere la procurarea unui apartament sau cvartiră cu ocazia hramului Cricova. Dragi cricoveni, felicitări cu această zi frumoasă, hramul Cricova. Și prezența mea astăzi aici la concert este datorită echipei Ecovzor. Și cu această ocazie frumoasă primiți câte un voucher de reducere la procurarea unui apartament de 500 de euro pentru orașul Cricova. Dar dacă cumva cumpărați un apartament în Chișinău de la Ecovzor, aveți voucherul de 1000 de euro reducere. Un voucher este valabil pentru un singur apartament. Așa că felicitări cricovenii, haidem la scenă să cântăm. Și ea că așa o să arate primul bloc de aici, din orășelul Cricova. Iată și vorba român la limitrovca pentru cvartiri și cu o cameră și cu două și cu trei. Și nu uitați, cu ocazia hramului aveți și voucher de reducere. Dacă aici sunt voucheri multi, foarte multi, și acest domn drăguț vă așteaptă să vă dă voucherii la tăți. Cine-s? Unde e examen? Unde e examen și? Oleac! S-ar mi-am varț pe mâini, știi, pa, măcar dacă aș putea, măcar oleac, scopi, apar și ghini. Păi, tu nu mai copiat lumea.
Dați voi o leacă, scopii, o leacă, două minute. Salutare, dragi prieteni, și gata, orașă, s-a mântuit lucrul, îmi duci acasă și am scăpat. Eu tot am scăpat dintr-o parte, dar din alta nu. Încă o cafeladă cu mâna dreaptă, din ceașca din care au băut și băieți și vă închipuiți, Doamne ferește. Și mergem mai departe, mergem să filmăm semifinala pentru puterea dansului, unde mă așteaptă copchii cei talentați și frumușei și drăgălășei. A treia cafea pentru ziua de astăzi și gata. Cum vă rog frumos, vă implor, nu vă uitați la mine, că vreau să vă ghirezez această banană și... Nu, hai, vă rog, nu vă uitați. Pur și simplu nu reușesc să mănânc și... Blin, băieți, fiți serios. Soru banană. Special. Mă scuzați, chiar dacă i-am cumpărat de un an și ceva în urmă, acești pantofi care sunt geniali, nu i-am încălțat pentru că îmi plășe prea tare, zic, bine, am nevoie de un eveniment mai special. Uitați-vă cum arată, parcă sunt fel de caloșei, dar îi ador, îi supied. Vă place? Vă place? Îs pe Jesus sau nu? De un an și ceva i-am luat și nu i-am încălțat când era jăli, zic, cum dracului se încalț? Te de pus în steng când ai murit, mă duc așa la mort. Să te ferească Dumnezeu. Și eu care am zis că niciodată în viață nu mai intru în această instituție, pe această scenă. Aici se simte energia, nebunia, talentul. Da. Niște emoții că mor. Dumnezeu, la această scenă sfântă. Acest miros, aceste becuri. Și acolo grimiorăcica, cabina mea de altă dată, dar pe unii strec. Dar eu sunt o mare, nu mai pot trăiește abstitat, știți? Da. Oho. Eu v-am prins! Ia o, ce se întâmplă? Tu la mama lor, eu, mictii! Oi, 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 da, privet! Dumnezeu, uite! Что мне делать? Дети, подождите, дать вам это, давно, а что, это была кабина моя? Да. Да, кабина моя для макияж. Bună ziua, da, 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 asta era masa mea, ușa asta am pus-o noi, nu e reparată, ești pe timpuri când eram eu tare, tânăr, oi, 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 au și că ce-am făcut, mă, ei, eu, mă, la bine. Încep să-i dă na sebea, pe sebea. Da, vai podrirei, măi, iblăci. Că-i văzut? Iuliana. Iuliana? Da, vai. Gabi, știți cu invidii? Nu mi-au scris. Pe tine, dar te-a putrit și... Exact. Și de asta și nu cu invidii, eu relaxat mult. Eu pur și pus relaxat. Doamne, când văd copchii și așa frumoși îmbrăcați, cu stumaș, cu emoții... Din cauza ta, nu... Datorită mie. Nu, din cauza. Dar ce din cauza? Și că părinții nu-ți plătească gazul în ea din iarnă, cumpără... Trebuie să fii șoc, dar n-ai cum altfel. Eu mi-am zis, ori facem ceva frumos, ori nu facem deloc. Gdeani duhi. Vezi că vine ula. Sărmanul Ionescu. Раз, два, три, четыре, пять. Пошли. А, блин. Bună seara, oameni buni! Vreau să-mi înnec amarul și durerea în aceste două grefi. Am terminat filmările pentru puterea dansului și, sincer, doare capul, doare inima, doare creierii, doare tot, pur și simplu. Am zis-o și în cadrul emisiunii. O zic și acum, chiar dacă acești copii nu sunt copiii mei și am zis-o și părinților, este foarte important tu, ca părinte, să îți... poți permite să pierzi față de copilul tău. Dacă un părinte nu poate să piardă, el n-are cum să-l înveți pe copilul lui, că asta e ceva normal să pierzi data asta și să-i dai curaj să meargă mai departe.
că nu știu și, că n-aveam dreptate. Juriu oricum nu o să placă la toată lumea. Dar am zis-o și zic. Eu pentru fiecare lacrimă a fiecărui copil care nu a mers în finală, mini personal, eu, Emilian Crețu, m-a durut izdet și de tare. Pur și simplu, toți erau buni. Dar oricum, trebuia o parte să meargă, o parte nu, pentru că așa e regula concursului. Mă durie sufletul și când știi cât te doare și când știi cum rupi din carne numai că... Și când unii părinți, e clar că nu știu și... Scuzați, dragi părinți, învățați-vă să pierdeți față de copiii voștri și așa o să puteți să-i învățați să câștige demn și frumos. Și pe această notă, am zbeu la tequila, am să mă îmbăt, am să-mi plângă sufletul. Lacrimă amară mă încearcă iară. Good night. Tata și Iggy. Da, doare. Oricum doare. Spuneam, chiar dacă acești copii nu sunt copiii mei, n-ar trebui să fiu atât de emoțional cumva legat de lacrimile lor. Eu personal, crediți sau nu crediți, eu am suferit și mă doare fiecare lacrimă a fiecărui copil care nu a mers în finala emisiunii Puterea Dansului. Dar asta nu înseamnă că eu nu-mi doresc să vă văd și la anul. Și dragi părinți, de voi depinde copilul vostru cât de departe o să ajungă. Noapte bună, vă chis și vă love, vă mulțumesc și hai dați și voi o bucăță de inimă, pizde ce mă doare, pipet și mă doare sufletul, pizde ce mă doare inima, capul, tot sufletul. Dragi prieteni, vreau să vă anunț că pe 25 mai Nova Porta își deschide la ușile la Yedinez. Și timp de 2 zile la Yedinez aveți minus 15% reducere pentru ușile de interior și exterior. Din categoria ce am mai primit eu la Nova Selye, uitați-vă, de la bucătăria Varvarei am primit fiețe din masă cu travers, nu știu cum se cheamă corect, asta una micuță, iată așa aici, mulțumim pentru comandă, iată așa, uitați-vă, asta cred că se pune la mijloc, super frumos. Așa, și asta este fața de masă. Când am să o înșur, am să vă arăt. Și aici mai avem încă una. Iarăși, traviesă. Nu știu cum se cheamă corect. Cum se cheamă corect, să mă anunțați, vă rog. Asta, așa. Și fața de masă. A? Mersi. Dragilor, astăzi mă aflu la un antrenament unde echipa Aquadis antrenează și învață copiii să înnoate. Vreau să vă dau un anunț foarte important. Echipa Aquadis fac un nou grup și dacă ai un copil ce are vârsta de 4 și 15 ani și vreți ca să facă, să practice acest sport, aici sunt cei mai deosebiți și cei mai bravi antrenori de înnoat. Datorită lor și copiii de la Negureni, la fel, merg la înnoat timp de un an de zile. Iată, instructorii îi învață pe toți, de la 4 ani până la 15 ani. Carolina, bună seara! Este aproape așa sfioasă și... Можна, как ты сказала? Можна я вас угощу десертом? Угощите нас десертом, шика, шикайте пи тортом. Спасибо. Și ia uitați-vă voi cât de frumos se vede luna prin acest geam frumos și mare și minunat. Oscar s-a aprins, se duc în sus. Poveste, basmă. Dar dacă am gusturi, mă scuzați, nu vă puteți ca întrânsele, că sunt gusturi bune. Nina, pe ce scâmpați? Citești mai tare când aud. Eu citesc în gând. Dar oamenii sunt tot să aflu și eu informații, ceva, din rubrica vreau să știu, eu v-am zis că învați. Mâine examen la și? Joi, la genetică. La genetică. Genetica mea e foarte bună, să le spui la oamenii și aia. Și nu te bagi. Și succesul, nu te bagi. Nu, trecătoare. Și nici să mergem înainte. Vă rog frumos din toată inima, am nevoie urgent de menajeră pentru casă, nu pentru o zi.
dar pentru o perioadă mai îndelungată, de luni până vineri, de dimineață, de la nu știu cât până la nu știu cât. Vreau o doamnă sau o domnișoară care lucrează sau a lucrat în acest domeniu și știe foarte bine și iubește la nebunie curățenia, nu numai de asta ca izvi așa, zică, ei ca și cum, vă rog frumos, sârguinșoasă așa ca sormea Marina, frumoasă ca mine și brava ca Nina. Și dacă mai știi zgătească o leacă ghinișoara pângenerii, perfect, serios, vă rog tare mult că Nina, Doamne iartă-mă, fiecare zi satură că nu se reușește, că asta este foarte mare, nevoie de multă muncă în fiecare zi, vă rog frumos, dacă cunoașteți pe cineva, dar rog din toată inima să fie responsabilitate și corectitudine și vă mulțumesc.